Noul mod de prescriere a medicamentelor în sistem electronic ar fi trebuit să devină operațional din prima zi a lunii iulie. Medicii și farmaciști au fost instruiți pentru aceasta timp de 2 săptămâni, însă pacienții primesc tot rețete clasice. Ați primit astăzi vreo rețetă în sistemul electronic? Nu. În sistem electronic. Nu toate rețetele care le-am primit cu data prescripției 1 sau 2 iulie sunt rețetele clasice, deoarece acest sistem merge în paralel. Deci cel clasic cu cel electronic va merge în paralel până la sfârșitul anului. E vreun beneficiu pentru farmacii acest sistem electronic care se va implementa? Sperăm să fie puțin mai ușor, să nu mai ținem omul foarte mult, deci să citim într-un fel o parte din rețetă să fie citită cu cititor. Sperăm, să vedem. Deocamdată, după cum am văzut la instructaj, ar trebui să fie mai bine. Oricum, pe pacient nu-l afectează nici așa, nici așa. Medicii susțin că nu sunt încă pregătiți pentru schimbare și cred că nici sistemul informatic nu va face față avalanșei de prescrieri. Nu m-am pregătit pentru a elibera rețeta electronică. Am calculator, conexiune la internet și imprimantă, dar voi da tot rețetă clasică până voi vedea cum funcționează softul. Casa de Sănătate dă asigurări că sistemul va funcționa fără probleme, deoarece s-au realizat testări. În plus, pe site-ul instituției județene, dar și pe cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se găsesc toate informațiile pentru furnizorii de servicii medicale. Rețeta electronică aduce noutăți și pentru pacienți. Până acum, aceștia nu își puteau ridica medicamentele decât dintr-o farmacie, care le și oprea de altfel formularul. Un avantaj al sistemului acesta de implementare a rețetei electronice este aceea că pacientul poate să-și ridice medicamentele de la mai multe farmacii. Adică dacă a primit rețeta de la medic, se duce la o farmacie și nu găsește toate medicamentele, își poate ridica de la farmacia respectivă doar medicamentele pe care le-a găsit. Farmacia respectivă îi eliberează rețetă din farmacie doar cu medicamentele pe care i le-a eliberat. Pacientul va semna deprimirea lor. După aceea, cu rețeta medicului, merge în continuare la altă farmacie. Prin schimbarea sistemului de prescriere a medicamentelor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate urmărește un mai bun control al cheltuirii fondurilor. Pe de altă parte, Colegiul Medicilor cere o amânare, deoarece nu toți doctorii au conexiune la internet în cabinete, iar metoda nouă de prescriere a medicamentelor îi obligă la muncă suplimentară neplătită.